A fost bucurie mare astăzi pentru zeci de copii din Buzău. Chiar dacă nu a nins, Moș Crăciun a ajuns la Muzeul Județean, îndrumat de președintele Consiliului Județean Buzău. Moșul s-a trezit cu noaptea în cap pentru a servi micul dejun împreună cu cei mici. A venit tocmai din Laponia. E doar că da. De asta le spuneam că n-a vrut doamne aici la România să-i dea ceva să vadă. S-a venit și eu cu autostopul. Cu cine m-a luat, cu cine m-a adus. Și nu tot vreau, nu e tare supărat, va trebui să-l las undeva la munte cu cei ați văzut astăzi copiii din mai multe instituții de învățământ din municipiul Buzău au venit să servească micul dejun cu Moș Crăciun. Copiii au fost tare încântați, chiar erau puțin supărați că nu este și puțină zăpadă. Bătrânul cu barba albă a ascultat dorințele prichindeilor și le-a promis multe cadouri, dar numai dacă au fost cu minți. O dronă, iDrive, și să fiu sănătos. Tu i-ai scris moșului? Încă nu, dar vreau să-i scriu că vreau un nerf. Degeaba. Și de asemenea sănătos. Da. Vine moșul? Da. Da. Ce dorești? Îmi doresc ca de Crăciun toată familia mea să fie fericită și sănătoasă. Ce îți dorești? Păi mi-aș dori să primesc lucruri de care aș avea nevoie și care crede moșul că mi-ar plăcea. Pe primul loc ce se află? Lucruri pentru școală. Copiii au reușit să se fotografieze cu Moș Crăciun și au primit în dar pozele făcute la minut. Cei mici au primit în dar și bilete gratuite pentru a face un tur al expozițiilor găzduite de Muzeul Județean Buzău. Pe 22 decembrie, de la ora 16, Moș Crăciun va poposi din nou la Muzeul Județean Buzău cu sacul plin de cadouri. Toate evenimentele sunt organizate cu sprijinul Consiliului Județean.